1 regi 7 Solomon a mai zidit și un palat pentru el și a durat 13 ani până când l-a terminat. A zidit palatul pădurii Libanului de 100 de coți lungime, 50 de coți lățime și 30 de coți înălțime. El se sprijinea pe patru rânduri de stâlpi de cedru, pe care se aflau grinzi de cedru și era acoperit cu cedru deasupra odăilor care se sprijineau pe 45 de stâlpi, câte 15 pe un rând. Erau trei rânduri de ferestre așezate față în față pe trei nivele. Toate ușile și toți ușorii erau în patru muchii, iar ferestrele erau așezate față în față pe trei nivele. Solomon a făcut o colonadă de 50 de coți lungime și 30 de coți lățime. În fața ei se afla un portic cu stâlpi, iar înaintea acestuia o cornișă. El a făcut, de asemenea, porticul tronului unde judeca, numit porticul de judecată, și l-a acoperit cu cedru. De la pardoseală până la tavan. Palatul în care urma să locuiască era așezat într-o altă curte din spatele porticului și era zidit în același fel. De asemenea, Solomon a zidit pentru fica lui Faraon, pe care o luase de soție, un alt palat asemenea acestui portic. Toate aceste clădiri au fost făcute din pietre costisitoare, tăiate cu ferăstrăul după măsurile de tăiat, atât pe fața din interior cât și pe fața din exterior a zidului, de la temelie până la creastă și din exterior până la curtea cea mare. Temeliile erau din pietre mari și costisitoare, unele de zece coți, iar altele de opt coți. Deasupra se aflau pietre costisitoare, tăiate după măsurile de tăiat și grinzi de cedru. Curtea cea mare era împrejmuită cu un zid de trei rânduri de pietre cioplite și un rând de grinzi de cedru, ca și curtea interioară a casei domnului și ca porticul acesteia. Regele Solomon. A trimis la Tir pe cineva care l-a adus pe Hiram, fiul unei văduve din seminția lui Neftali. Tatăl său fusese Tirian, un lucrător în bronz. Hiram era plin de înțelepciune, de pricepere și de cunoaștere în întocmirea oricărei lucrări din bronz. El a venit la regele Solomon și a făcut toată lucrarea. El a turnat doi stâlpi de bronz. Un stâlp avea o înălțime de 18 coți, iar grosimea lui se putea măsura cu un fir de 12 coți. Cel de-al doilea stâlp era la fel. El a turnat și două capiteluri de bronz ca să le pună pe vârfurile stâlpilor, fiecare capitel având o înălțime de cinci coți. Apoi a făcut niște rețele de lanțuri împletite pentru capitelurile care se aflau pe vârful stâlpilor, câte șapte pentru fiecare capitel. A făcut stâlpii și două șiruri de rodi care înconjurau fiecare rețea pentru a împodobi capitelurile de pe vârful stâlpilor. A făcut același lucru pentru fiecare capitel. Capitelurile care se aflau pe vârful stâlpilor, în portic, erau în formă de crini și aveau patru coți. Pe capitelurile de pe cei doi stâlpi, deasupra părții, în formă de cupă de lângă rețea, se aflau două sute de rodii așezate în șiruri de jur împrejur. A ridicat stâlpii în fața porticului odăii principale. L-a așezat pe cel din dreapta și l-a numit Iachin. Apoi l-a așezat pe cel din stânga și l-a numit Boaz. Capitelurile de pe vârful stâlpilor erau în formă de crin, și astfel lucrarea stâlpilor s-a încheiat. Apoi a făcut Marea Turnată. Aceasta era rotundă avea zece coți de la o margine la cealaltă, era înaltă de cinci coți, iar de jur împrejur se putea măsura cu un fir de treizeci de coți. Sub marginea ei, de jur împrejur, se aflau ornamente în formă de tărtăcuță, câte zece la fiecare cot, de jur împrejurul mării. Ornamentele erau așezate în două șiruri, fiind turnate dintr o singură piesă cu marea marea era așezată pe 12 boi trei orientați spre nord trei orientați spre apus trei orientați spre sud și trei orientați spre răsărit marea era așezată deasupra lor astfel încât toată partea din spate a trupurilor lor era înspre interior. Grosimea ei era de un lat de palmă, iar marginea ei era prelucrată ca marginea unui potir, precum cupa unei flori de crin. Ea putea cuprinde două mii de bați de lichid. El a făcut și zece piedestale de bronz fiecare piedestal având patru coți lungime, patru coți lățime și trei coți înălțime. Piedestalele au fost făcute în felul următor. Ele aveau panele fixate în rame. Pe aceste panele fixate în rame, cât și pe rame, erau sculptați lei, boi și heruvim. Deasupra și de desubtul leilor și boilor se aflau ghirlande suspendate. Fiecare piedestal avea câte patru roți de bronz, cu osii de bronz, iar la cele patru colțuri ale sale se aflau suporți decorați cu ghirlande de fiecare parte pe care era fixat un bazin. Deschizătura lui din interiorul centurii pe care se aflau gravuri ieșea în afară un cot și era rotundă, măsurând împreună cu baza ei un cot și jumătate. Dar ramele piedestalelor erau pătrate, nu rotunde. Cele patru roți erau fixate sub panele, iar osiile lor erau prinse de piedestal. Diametrul fiecărei roți era de un cot și jumătate. Roțile erau lucrate ca roțile unui car. Osiile, obezile, spițele și butucilor erau toți turnați. La cele patru colțuri ale fiecărui piedestal se aflau patru suporți care erau dintr-o singură piesă cu piedestalul. În partea de sus a piedestalului se afla o centură rotundă, de o jumătate de cot înălțime, iar suporții și ramele din partea de sus a piedestalului erau dintr-o singură piesă cu acesta. Pe suprafețele ramelor și a suporților au fost sculptați heruvim, lei și palmieri și ghirlande de jur împrejur. Așa a făcut el cele zece piedestale. Toate au fost turnate după același tipar, având aceeași măsură și aceeași formă. Apoi el a construit zece bazine de bronz, fiecare putând cuprinde patruzeci de bați și măsurând patru coți. Fiecare bazin era așezat pe câte unul din cele zece piedestale a pus cinci dintre piedestale în partea dreaptă și cinci în partea stângă a casei, iar marea a așezat-o în partea dreaptă, în colțul de sud-est al clădirii. Hiram a mai făcut și oalele, lopețile și cupele. Și astfel, Hiram a încheiat toată lucrarea pe care a făcut-o pentru regele Solomon la casa Domnului cei doi stâlpi, cele două cupe ale capitelurilor care se aflau pe vârfurile stâlpilor, cele două seturi de rețele care împodubeau cele două cupe ale capitelurilor de pe vârfurile stâlpilor, cele patru sute de rodii pentru cele două seturi de rețele, cele două șiruri de rodii pentru fiecare rețea în parte. Rețele care acopereau cele două cupe ale capitelurilor de pe vârfurile stâlpilor, cele zece piedestale și cele zece bazine de pe piedestale, marea cu cei doisprezece boi de subia, oalele, lopețile și cupele toate aceste obiecte pe care Hiram i le-a făcut regelui Solomon pentru casa Domnului erau din bronz lustruit. Regele le-a turnat într-un pământ argilos din câmpia Iordanului, undeva între Sucot și Țortan. Solomon a lăsat toate aceste obiecte necântărite, pentru că erau foarte multe de aceea greutatea bronzului nu s-a putut cântări. De asemenea, Solomon a făcut toate obiectele care erau în casa Domnului. Altarul de aur, masa de aur pentru pâinea prezentării, sfeșnicele din aur curat. Cinci în partea dreaptă și cinci în partea stângă, în fața sanctuarului interior, mugurii, Candelele și cleștii din Aur, lighenele, mucarnițele, cupele, ceștile și cădelnițele din Aur curat, precum și balamalele de aur pentru ușile din interiorul casei, de la intrarea în locul prea și pentru ușile de la odaia principală a casei. După ce a fost terminată toată lucrarea pe care regele Solomon a făcut-o la casa Domnului, Solomon a adus lucrurile pe care tatăl său David le închinase Domnului, și anume argintul, aurul și vasele, și le-a pus în vistieriile casei Domnului.